Am plecat exact 6 luni în urmă la studii în Danemarca, Copenhaga, și în același timp am reușit să devin managerul unui wine bar, da, care a apărut la inițiativa unor moldoveni, da, și respectiv promovăm cultura vinului în Danemarca. În Republica Moldova eu activez în cadrul unui proiect de asistență tehnică în care dezvoltăm turismul rural și domeniul vitivinicol, iar în diasporă avem o organizație unde promovăm cultura și valorile noastre prin organizarea diferitor evenimente. Coordonez o companie de consultanță în Estonia, dar am și multe proiecte în Republica Moldova. De exemplu, în această săptămână am finalizat programul Național de Educație Digitală împreună cu Ministerul Educației din Republica Moldova. Sau am lucrat la documente de politici publice în domeniul economiei sau digitalizării, de exemplu Strategia Națională de Transformare Digitală. Sau încercăm să ajutăm producători din Republica Moldova să aibă acces pe piețele europene, nu doar estoniene. Evenimentul a inclus discuții și întâlniri ale actorilor cheie din domeniul afacerilor cu scopul de a crea noi parteneriate între reprezentanții mediului de afaceri din Republica Moldova și diaspora. Vreau să trag atenția la un program axat exact pentru diaspora și anume stimularea investirii remitenților oamenilor care le-au găsit din străinătate în țara noastră și este programul PARE. De la lansare noi avem peste 2145 de companii care au beneficiat de acest program de grant, iar suma totală a investițiilor, deci chiar aș spune suma totală a suportului din partea statului, este de 470 milioane de lei. Guvernul de la Chișinău are o agendă agresivă în sens bun a acestui cuvânt, rapidă de digitalizare, de debirocratizare a relației mediu de afaceri cu guvernul, dar și cu digitalizarea tranzacțiilor în mediul de afaceri. Și aici eu mă refer nu doar la plăți, nu doar la sistemul financiar bancar. Our focus extends to empowering local producers, facilitating digital transformation and competitiveness of micro and medium, small and medium-sized enterprises on external markets. Diaspora Business Forum face parte din evenimentele organizate de Zilele Diasporei.